Antrenorul Stelei, Daniel Oprița, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV după ce roșialbaștri au reluat antrenamentele la baza sportivă din Ghencea. Acesta a vorbit despre datele de disputare ale meciurilor în play-off, potențialul echipei în acest moment, dar și despre planurile de viitor. Daniel, cum sunt jucătorii după pandemie? Da, sunt destul de bine. Adică mă așteptam la lucrul ăsta pentru că noi am lucrat pe perioada pandemiei, au fost antrenamentele filmate, știu că am niște jucători conștiincioși, responsabili, adică totul e în regulă. Tocmai asta vorbeam cu ei. E mai bine să umplem timpul ăsta pentru că ați văzut cu toții, era plictiseală în pandemie și am zis să lucrăm 2 ore pe zi, cred că nu e ceva foarte mult. Lucram 5 zile pe săptămână, sâmbătă și duminică aveau liber. Într-adevăr, a fost mai greu pentru că nu puteam să lucrăm cu mingea și exact cum nu le place lor, fără. Dar, până la urmă, le-a prins bine. Vă lipsesc meciurile? Normal, la toți sportivile lipsesc competițiile și la fel și nouă, dar trebuie să ne conformăm și să așteptăm deciziile celor care conduc. Ce știți până acum despre reluarea acestui play-off? Păi știm că niște date s-au dat, cum s-ar juca, am înțeles, pe 18, 22 și 26 ar trebui să se termine, să se joace cele 3 jocuri din play-off, între 1 și 9 august să se termine și barajul, cam asta știu, dar știm datele astea, dar nu știm dacă se joacă sigur, se așteaptă verdictul de la guvern, să vedem ce se mai întâmplă cu cazurile astea de corona. Daniel, de când ai ajuns la Steaua, nu ați pierdut niciun meci în acest sezon, exceptând acea eliminare din cupă, meci pierdut după 90 de minute. Vă temeți un pic de play-off? Nu că ne temem, dar tratăm serios de când am ajuns eu, adică din acest retur, pentru că în tur și în continuare, asta a fost problema aceea cu Mioveni, n-am putut să am contract, am ajutat echipa așa cum am putut cu jucătorii să-i aduc fără să am contract. Iar mai departe, la lotul care l-am avut, nu cred că a fost, lucrurile sunt firești, așa trebuie să se întâmple, să avem numai victorii, iar în play-off am zis, nu ne este teamă, doar că trebuie să tratăm serios, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum. Jucați în Liga 3-a pe noul stadion? Am mai spus, prima dată trebuie să promovăm în Liga 3-a și după aceea mai departe, nu știu, avem și terenul 5, așa că nu e o grabă. Dacă nu se rezolvă, avem unde să jucăm. Toate pas cu pas. Însă, Daniel Oprița, ce adversar și-ar dori la inaugurarea stadionului, să spunem? Nu știu ce să zic, chiar nu m-am gândit la asta, ce adversar, pentru că trebuie să ținem cont și de echipa noastră. Totuși avem o echipă, să zic, maxim de Liga 2-a și dacă o să ținem un adversar foarte bun, mie să nu ne dea cu terenul în cap, s-ar spune. Adică, dar normal, la o inaugurare îți trebuie și o echipă titrată, o echipă cu nume. Nu știu, să se umple stadionul, da, să vină să vadă și niște nume, dar trebuie să avem și grijă pentru că dacă jucăm la împotriva, am zis, echipe mari, cu jucători valoroși, o să avem ceva probleme.